Durează mult, nu? Cam 15 minute, așa. Mai am și alte treburi de rezolvat. Vrei un pic de pudră? Ce? Un pic de pudră? Nu, mulțumesc. Aveți emoții? Da. Am. Puteți să vă dați haina jos, să știți. De ce? Să nu vi se facă cald, că o să dureze un pic. Stă bine părul? Niciodată nu stă bine părul. Eu am zis tot ce aveam de zis. Și am făcut tot ce e posibil uman. Subsemnata, așa. Declar din poveștile fetiței că anul trecut, la clasa pregătitoare, au fost câțiva copii cu probleme de comportament, printre care și fetița Adela, care se plictisea la ore și începea să țipe și să aibă un comportament nu tocmai corect pentru vârsta lor, ei. Așa, în fine, a scris greșit femeia, dar înțelegeți. Și mulți părinți au scris, vă mai citesc? Am ținut-o pe fata cea mare un an acasă ca să le pot da pe amândouă în același timp la școala pregătitoare. Și am fost să le verifice la psiholog sau cum îi zic ei. Am vrut ca amândoi copiii mei să aibă șanse egale. Și la amândouă le-a zis că sunt apte pentru școală normală. Adică pentru toți copiii. Învățământ de masă. Da, așa e, dar mama fetelor nu a zis nimic. Că acolo cine evaluase fetele trecuse. Întârziere în dezvoltare psihică, tulburare Asperger, ADHD. Adică cum se poate, domnule dragă, să ascunzi așa ceva și să nu te gândești că se află? Doar nu îngriji în cartofi, sunt copii. La înscrierea fetiței în clasa pregătitoare, în 2014, părinții au avut de completat un formular. E standard, așa se face, un formular tip de înscriere. Și acolo zice, negru pe alb zice, are copilul cerințe speciale? Are grad de handicap? Etc. Am văzut că fata venea tot mai tristă acasă. O să vă rog să vă uitați în cameră. Da. Am văzut că fata venea tot mai tristă acasă, dar știți cum e, că nici mie nu mi-a plăcut la școală. M-am gândit că e ceva normal. Păi nu le-a păsat, domnule, nu le-a păsat. Și în formular scria clar că există consecințe în declararea în fals. Asta e țara în care trăim. Nu? Toată lumea minte și după aia arată cu degetul și tot pe aia care sunt corecți pică măgăreața. După două săptămâni, învățătoarea m-a chemat la școală și mi-a zis că fata deranjează ora, că nu stă liniștită în bancă, că țipă. Ce zicea doamna? Că Adela are probleme cu ceasul. Și ceilalți copii ce făceau? Râdeau. De ce râdeau? De Adela. După ce a fost soția la școală, noi am angajat un îngrijitor ca să vină să stea cu fata în clasă, ca să fie mai ușor și învățătoare. Adică noi am făcut tot ce am putut. A fost primul meu job ca îngrijitor. Ce să vă spun? Mie nu mi se pare normal. Adică mi-era clar că doamna învățătoare are o problemă cu mine și cu fetele. Nici nu știam cum îl cheamă, nici acum nu știu. A venit în clasă, a spus că trebuie să stea cu fetița. Și eu am acceptat. Am acceptat pentru și spre binele fetelor și ca să nu creez tensiune. În calitatea mea de director, mă implic mult în activitatea educativă din școală. Tot ce este uman posibil încerc să rezolv într-un mod care să mulțumească pe toată lumea, și pe elevi, și pe părinți, și pe cadrele didactice. Dar, vedeți, multitudinea de aspecte care apar în viața școlară este diversă și greu de manageriat. De ce? Pentru că factorii implicați trebuie să facă față unor probleme educaționale diverse. După temperament, după personalitate, și când spun factori mă refer la profesori, și când spun probleme mă refer la elevi și părinți. Nu că ei ar fi o problemă în sine, dar înțelegeți. Viața socială este de așa natură încât actul educativ este obstrucționat de idei și opinii care nu-și găsesc întotdeauna rezolvarea așteptată.
La un moment dat m-am dus eu la școală și am văzut că Adela nu era în clasă, Carina nu zicea nimic și învățătoarea m-a scos pe hol și... Nu mi-a spus nimic soția. Și mai bine că nu mi-a spus, că altfel, nu știu, mă duceam la școală și... Cine știe ce făceam. Când Adela țipa și să nu stătea cu minte, doamna o ducea în altă clasă și o lăsa să stea singure până Adela se potolea. Da? Păi și tu crezi că era bine că făcea asta? Nu. Am vorbit cu mama fetelor în repetate rânduri și mi-a spus că da, o deranja mult abordarea metodică aplicată de doamna învățătoare și deci relația cadru didactic-părinte lăsa de dorit. După care mi-a spus că vrea să mute fetițele la altă școală. A fost ideea dânsei, vă dați seama, mie nu mi-ar fi trecut prin cap niciodată așa ceva. Și orice motivație din partea mea de a schimba hotărârea mamei a fost, ca să zic așa, sortită eșecului. În presă s-a scris cum că doamna directoare sau cineva din conducere ar fi spus, ar fi declarat că mama este inconștientă, că nu și-a mai adus fetița la școală. Nu a spus nimeni așa ceva. Nimeni. Nu știu, oricât de greșit ar fi ce face o mamă, cred că ea știe cel mai bine ce nevoie are copilul ei și, în consecință, noi nu putem decât să ne raportăm la deciziile mamei. Fata cea mare nu a fost trecută la catalog în clasa 1, iar învățătoarea i-a spus îngrijitorului că, de față cu toată lumea, că mie mai întâi mi-aduce hârtia și după aia copilul. Și îngrijitorul a înregistrat-o cu telefonul și mi-a arătat. Dar de ce hârtie era acolo? De la Comisia de Orientare Școlară. A zis că dacă nu se adresează ministerului, că fata mea nu este aptă pentru școala pregătitoare într-o școală, pentru clasa pregătitoare într-o școală normală. Asta este extras din context și e interpretat greșit. Este pentru binele copilului, domnule, să se știe dacă el trebuie îndreptat către un învățământ special. Eu am completat un raport de, probabil că e în dosar, un raport de evaluare. Sunt obligată să o fac. Și în raportul acela nu se înregistrează, fetița nu înregistrează niciun progres. E vina mea? Nu cred că e vina mea. Și mai e ceva. Părinții care îi pun pe copiii altora în situația de a nu putea învăța au, din punctul meu de vedere, un comportament abuziv. Și deci nicio scuză. Și vă mai spun ceva. Mama minorelor are un băiat dintr-o căsătorie anterioară care a fost elev al școlii noastre. Deci are un termen de comparație a ceea ce înseamnă o dezvoltare și un copil normal, nu? Există tot 2014 sau tot 2015. Vreo plângere legată de vreun abuz? Eu doar întreb. O mamă care caută altceva decât scandal găsește o soluție, nu? Haideți, domnule dragă, e o vânătoare de vrăjitoare. Nu e vina nici a mea și nici a doamnei învățătoare când un copil... E cum e. La ședințe nu ne-au chemat. Bine, nici n-aveam timp, dar dacă era, chiar îmi făceam. Dar nu ne-au spus ce probleme sunt. Și după aia ne-au anunțat că dacă într-o săptămână nu venim cu asta, cu hârtia de la Comisia de Evaluare, fetița nu mai are ce căuta în clasă. Scurt. Doamna învățătoare a dovedit înțelegere și înțelepciune în educarea acestor copii pe tot parcursul anului școlar. Au participat la toate activitățile școlare și extrașcolare și toți copiii au fost incluși în aceste activități. Ocazie cu care toți copiii s-au integrat în clasă și în această școală. Pot spune cu sinceritate că doamna a creat acea senzație de familie, un cadru unit între părinți, doamnă învățătoare și copii. Asta a spus-o un părinte. Ce să vă mai spun? Nu au și oamenii ăștia dreptul la o educație armonioasă și normală pentru copiii lor? De ce să-i dăm pe toți în urmă pentru unul? Eu înțeleg acum că e greu să accepți că ai un copil cu mai special, să zic așa. Dar acum nu poate toată lumea să sufere din cauza asta. Adela, ție îți place la școală? Și... De ce îți place la școală?
dimineață m-a întrebat când o duc la școală și pentru că eram supărată, i-am spus, dar de ce? Ca să te trimită în altă clasă singură? S-a uitat la mine și n-a mai zis nimic. O să o dau la altă școală, la anul. Cu altfel de oameni.